Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la proiectul comun Roman 24 online CNS, acela de realizare a retrospectivei săptămânii. Iată că în aceste zile am deplasat emisiunea de data aceasta la noi, la Roman 24. Bine ai revenit, Ramona. Bine, ne-am găsit. Ne-am găsit și săptămâna trecută. A fost o săptămână destul de agitată, cu evenimente, cu vizite ale oficialităților. O să discutăm. Cu vizite ale oficialităților chiar în județul Neamț, da. Și chiar la Piatra Neamț, după tragedia care s-a petrecut la Londra. Iată că un nou atentat, se pare că Europa încă nu este pregătită, și toate după același scenariu, da. Un automobil de tonaj greu care intră între... Uite, două victime... Cetățeni români. Cetățeni, da. Români, soție. Da, e o ea în tragedie, stare deosebit de critică. De ce oare Europa nu este încă pregătită? Nu știu. Mă gândesc că nu e o coincidență că se întâmplă aceste evenimente tragice, ci toate au un numitor comun, undeva se leagă lanțul. Adică ei sunt înțeleși și își aleg pur și simplu o altă destinație și o altă locație pentru astfel de atentate. Și să nu uităm că sunt... Crezi 13 ani, da, după atentatele, da, din Spania, dacă mi-am amintesc eu bine? Nu mai știu exact. Madridul, perioada. Mai recent Bruxelles, iată, da. Franța. Da. Și în Franța a fost destul de... Și acolo o comunitate de români, deci cunosc pe cineva care avea familia stabilită acolo și care a fost neom până nu a aflat ce se întâmplă. Atâta timp cât vor exista acești tineri care înțeleg că trebuie să moară și să ia cu ei și alte suflete și fac chestiunea aceasta atât de senin, ca și cum ar fi un lucru bun, ei cred foarte mult în ceea ce numesc cei din creștinism, lumea de dincolo. Adică, efectiv, au fost tineri care au avut un rucsac în spate și care s-au sacrificat pentru a detona bomba și a distruge tot în jur, primul ucis fiind... Da, scenariul acesta cu un autoturism, cu un autovehicul de mare tonaj care intră în plen, la fel sau întâmplat în Franța, la fel s-a întâmplat la Bruxelles, deci este șablonul același. E clar, da, că ei sunt înțeleși și, de fapt, au un unic cap, să spunem, sau un unic stăpân care face să se întâmple lucrurile așa. Acum, cum își aleg ei locațiile, asta nu pot eu și să, pe mine să-mi dau seama. Mă derutează fanatismul acesta este absolut surprinzător. Și cât de ghinionism, mă gândeam, cât de ghinionist să fii în viață, să te nimerești familie acolo, de români, nu? Să te nimerești tocmai acolo. Vedeți, aici intervine, mai spuneam eu într-o emisiune, destinul, că practic, da, nu poți să schimbi nimic și eu chiar cred în ideea că fiecare individ primește viață și se știe din momentul în care a primit viață cam câte zile are și când închide ochii. Deci e clar că toate sunt așezate și nu prea poți interveni. Chestiunea aceasta că am uitat ceva acasă, să nu mă întorc din drum, că-mi influențez sau îmi schimb destinul, și acestea sunt povești. Da. Că în fond, dacă trebuie să o pățești, un accident de circulație, că tot am avut săptămâna trecută accidentul acela la Bozienii de Sus cu tânărul care, după o explozie la un cauciuc, a intrat direct în copacul de pe marginea drumului, a venit descarcerarea, la două ore a decedat la spital, un tânăr de 27 de ani. Vă dați seama și acolo ce tragedie pentru familie, avea toată viața înainte și nu s-a mai putut face nimic. Apropo de tăierile, unii spuneau abuzive, de copaci de pe DN15D, Roman Piatra Neamț, că la un moment dat s-au tăiat toți copacii pe o porțiune anume. Tot mi-a, domne, de ce îi taie? Acum, după acest accident, iarăși au venit, știu eu, și chiar și persoane din poliție și au spus, domnule, dacă nu era copacul, el nu se izbea în copac și nu se ninorocea. A poate se răsturna pe câmp și se învârtea mașina de nu știu câte ori. Da, și tot, da. Cam despre asta e vorba. Eu apropo zic că... de lucrul acesta, aș vrea un pic să discutăm, s-a încheiat săptămâna, sâmbătă, a fost săptămâna marșurilor, dimineață marșul pentru viață, spre seară, ora pământului. Haideți să le luăm pe rând. Marșul pentru viață, inițiat în întreaga țară, atât de biserica
ortodoxă, da, cât și de cea catolică. La noi, inițiatorii, Părintele Fărcășel, de la, da, Iisus Bunul Păstor, că hai că voi sunteți mai... Colegul meu, Dragoș, se, da, ocupă, dar cred că de la Iisus Bunul Păstor. Francesc, așa, conform comunicatului, se pleacă în jurul orei 10:30, da, s-a plecat în jurul orei 30, Părintele Fărcășel s-a ocupat de acțiune, da, împreună cu o doamnă de la care lucrează la Kaufland. Au fost o prezență destul de numeroasă, marș autorizat. Da, bine, oricum preoții reușesc să adune enoriașii și să strângă la oaltă persoane din comunitate, dar eu n-am înțeles o chestiune. Haideți să discutăm puțin despre semnificația acestui marș pentru viață. Pe de o parte vine și biserica și pe bună dreptate și spune orice întrerupere de sarcină, orice avort e de fapt o crimă care în fața lui Dumnezeu nu se iartă. Dar mai avem un aspect despre care nu prea vorbește nimeni. Contracepția. Păi asta mi-a zis unde Părintele Părcășel. Unde se poziționează biserica? Pentru că eu știu că biserica... Că nu este, nu, biserica nu permite nici contracepția, exact, că înseamnă o premeditare a opririi, exact, vedeți? Vieții. Și atunci eu, da, cred că ar trebui foarte bine să cunoască toți cei care participă la aceste evenimente pentru ce militează dumnealor. Pentru că eu pot să fiu de acord și e poziția mea, da, de femeie căsătorită, da, și o mențin. Eu pot fi de acord cu contracepția, dar nu sunt de acord cu avortul. Și atunci faptul că eu particip la acest marș pentru viață cumva îmi reprezintă crezul sau nu? Pentru că eu dacă sunt prezent acolo militez și spun nu și contracepției, dar eu poate mă folosesc de contracepție și spun doar nu avortului. Cred că nu au fost clarificate prea bine cele două aspecte, pentru că așa știu că biserica spune nu și contracepției. Chiar se discuta despre un comunicat nefericit despre acest eveniment care a venit din partea Arhiepiscopiei Tomisului. Vedeam pe o televiziune centrală poziția purtătorului de cuvânt Arhiepiscopiei, da, să ne întoarcem la noi, la Roma, marșul se face, de la Roma. La Roma este cumva prima ediție, adică a fost prima ediție, nu, eu nu mi-am amintesc, a mai fost, a mai fost, dar poate nu atât în stradă, de mediatizată. Da. Da, și Părintele Fărcășel vorbea de această scădere dramatică, alarmantă, chiar în satele catolice. Eu îi mărturiseam părintelui că am funcționat 39 de ani la Sagna și cel puțin dintre femeile catolice, de acolo e populația cam jumătate, jumătate. Aveau mulți copii, dar n-am auzit vreodată vreo femeie să fie făcut avortul voluntar. Și discutând la conferința de presă cu doamna doctor Onu, chiar în ziua conferinței, la ultimei conferințe de presă, am întrebat-o care este numărul de avorturi care se mai fac la maternitatea din, da, Roma. Și am discutat puțin la emisiunea trecută, da, și spuneam că la spital doar acele sarcini care sunt extrauterine sau cu probleme, da, și deci mai mult la cabinetele particulare. Da. Și nu mai există o evidență, deci nu se mai, exact, raportează nicăieri. Pentru și atunci că nu mai e cum să știi. Dar pacientul trebuie, da, să, cum să spun eu, să meargă acolo ca la psiholog, adică rămâne, sau ca la preot, rămâne un secret ce se întâmplă în cabinet, da, și nu-i dezvălui. Dar deși 13 avorturi provenite din metrologie, adică hemoragiile, da, acestea, și 24 oprite din evoluție, mi se par cam multe, cam mult, pentru, da, pentru roman. Poate să însemne, nu știu, și faptul că sunt unele tinere care încă merg la muncă chiar și în primul trimestru de sarcină, poate nu se îngrijesc, nu au totuși grijă corespunzător de frig, de orăceală, adică sunt mai mulți factori, da, care intervin. Mi s-a părut totuși extrem de expresivă această sintagmă, viața, dar de la Dumnezeu. E adevărat, da. Este un dar de la Dumnezeu. Marșul... Și mai era un aspect. Eu vă întrerup, da, că mă gândeam acum. Pe de altă parte, dacă e să faci un sondaj de opinie și să întreb nu romașcanii, ci românii în general, ce ar sfătui
pe ce aș sfătui eu pe o tânără de 16 ani care rămâne însărcinată și care nu a ajuns să facă 12 clase, n-a dat nici bacalaureatul, care e conștientă că dacă devine mamă, cam pune cumva școala în gard și mai merge nici la universitate. Adică e cumva, s-ar putea ca părinții să sfătuiască să facă o întrerupere de sarcină, ea să meargă la duhovnic și duhovnicul să-i spună: fica mea, nu fă acest lucru că e crimă. Și atunci te întrebi, oare ce e în mintea unei adolescente de 16 ani care trebuie să ia o decizie importantă în viața ei, privește și la un astfel de eveniment, o poate influența și evenimentul. Adică haideți să ne gândim și când această întrerupere de sarcină ar trebui să aibă loc, pentru că sunt situații în viață când întreruperea de sarcină e, dacă țin e mult spus, cea mai bună acela, variantă. În ciclul acela de acțiuni pe care le desfășoară Academia pentru Tocăneală, chiar anul trecut era una din cele porunci, din cele 10 porunci, da. Să nu ucizi. Așa este. Atunci la fel se punea problema când e crimă, atunci au venit cu justificări, și, da. Dar și medici care au explicat și se vorbea de această scădere demografică alarmantă, alarmantă. Da. Și ții minte că mai discutam noi, când începem noi cei din media, avem o predilecție în a număra numărul de copii de cuprirea sărbătorilor. Da. Crăciun, anul nou. 1 martie, 8 martie, că tot a trecut. 1 martie, 8 martie, tot îi numeam Crăciuneie, de după Paște, aia da. Iepurașii de Paște, așa, așa mai este, departe. Așa este, mărțișor, da. Ei, am înțeles că anul acesta de 8 martie a fost numărul cel mai mare de copii aduși pe lume. Surprinzător. Surprinzător. Parcă am înțeles că de 1 martie și de 8 martie niciun copilaș nu a venit pe lume. Eu așa am înțeles, că pe 1 martie, eu știu că am făcut și eu o știre cu doamna doctor Onu și au fost 7 sau 8 bebeluși de 1 martie și pe 8 martie nu au fost, așa mi-amintesc eu, dar oricum. Nu, eu mă gândeam așa că ce se face o tânără mămică care află de la ecografie, pentru că acum totul e foarte performant, că bebelușul ei nu este tocmai sănătos și mă gândesc aici și la un handicap fizic, pentru că sindromul Down, autismul, acestea sunt lucruri care se corectează. Apelezi la un logoped, te duci la psiholog copilul, adică sunt oameni în jurul lui care îl pot ajuta. Dar ce te faci atunci când e vorba de un handicap fizic? Eu când știu copilului nu s-au dezvoltat mânuțele, da, piciorușele, ferească Dumnezeu, eu știu malformații de la inimă. Care au, din care soțul un doctor, care au, da, au adus pe lume doi copii cu vedeți și aici e o decizie, da, e o decizie, e o decizie foarte, foarte grea și atunci ce faci? Grea. Poate ești în primul, cam în primul trimestru de sarcină, adică primele 4 luni. Da. Inima copilului oricum bate, dar tu știi că el o să vină în viață și va fi marginalizat, va suferi foarte greu. Și eu am spus întotdeauna, vai de cel care primește de la Dumnezeu o cruce atât de grea și trebuie să decidă. E dureros. Ora Pământului, ca să terminăm cumva. Da, anul acesta într-o desfășurare mai... Sâmbăta marșurilor. Da. Desfășurare, acel marș... Eu vreau să comentăm puțin inițiativa primarului Lucian Micu de a se urca pe o bicicletă alături, dar de familie. Prima dată. Nu-i prima dată. Bine, de această dată în postura de primar... M-am uitat puțin pe imagini și știu că a prins evenimentul și anul trecut, pentru că și anul trecut au fost suficienți tineri care au mers cu bicicleta și dar au făcut acest tur. Dar ai văzut veste reflectorizante? Da, să fie bicicletele semnalizate pentru timp de noapte și e și normal să fie așa cu echipamente speciale. Da, după același scenariu ca în anii anterior. Da. Eu am încercat să aflu care este cantitatea de energie economisită, nu? Că stingem lumina. Nu le-au n-au comunicat încă cei de la, cum se cheamă acum? Compartimentul de mediu, nu? Nu, nu, la Irina Scorțanu am încercat să discut. Și nu știa nici din anii din urmă, ca să ne dăm așa... Nu, eu am căutat eu în raportul primarului, da, că dacă ții minte, cu un an apăruse și în raportul primarului din urmă cu un an, ei, acum Delgazu, nu mi-am minte. Delgazu se ocupă, postul nu știam. Eu, da, să le comunice cât s-a economisit cu oprirea de la ora 8 și un
un sfert. Poate reușim pentru emisiunea cealaltă să discutăm. Vedem dacă este o economie semnificativă. Ce propui să mai discutăm? Vizita prim-ministrului Grindeanu, premierului Grindeanu, care a început, joi pe 23 după program martie. Deci o ședință comună a Guvernului României cu Guvernul Republicii Moldova, Sorin Grindeanu, alături de cum îl cheamă pe domnul, cred că Cezar Filip, Filip sigur, dar n-aș vrea să greșesc, spre rușinea mea, ca să nu spunem că, și că se mai întâmplă, să mai spui și aici programul. Ia să vedem. Întrevedere Pavel Filip. Pavel Filip. A început, a ieșit premierul așteptat, bine, cu o zi înainte știm că au venit SPP-știi, au controlat tot ce înseamnă Cotlon, Casa Albă, cum îi spunem noi la prefectură. Da, toți parlamentarii, în special parlamentarii PSD, au venit în teritoriu, s-au ocupat îndeaproape pentru că... Iar nu ai PSD-ul, dacă ai remarcat. PSD-ul. Și transformată în muzeu, deci holurile acelea mari, chiar se spunea că n-au apucat să mai schimbe parchetul, că vroiau, dar oricum au văruit acolo, s-a desfășurat în sala aceea amfiteatru întâlnirea, dar ce a fost surprinzător a fost faptul că au adus de unde, de la muzeul etnografic, de peste tot au adus acolo. Programul a fost următorul. La 11:30 a fost un tet-a-tet între cei doi premieri. La ora 12 a fost acea reuniune bilaterală. La 13 iar au ieșit, că la intrare premierul a făcut declarațiile. Era imediat după incidentul, după atentatul din Anglia și a povestit despre preocuparea ambasadei noastre de la Londra privind starea femeii și după aceea iar au ieșit la ora 13 în declarații de presă comune. La 14 au vizitat AGAP, iar și la 14:30 i-au zis și au la 14:30 dejun de lucru. Așa, la mănăstirea Agapia, dejunul de lucru neapărat trebuie să fie fost de post. Dejunul nu-i dimineață? Trebuie să fi fost. Da. Dar era ca, depinde la ce oră se trezesc. Trebuia să fi fost dejunul de lucru de post neapărat, că suntem în perioada postului. Am discutat și eu telefonic, adevărat, cu deputatul Munteanu, care ne spunea că socialdemocrații sunt foarte mândri că Sorin Grindeanu a venit în Neamț și spune că și eu sunt mândră, pentru că, din păcate, toți prim-miniștrii pe care i-a avut România de-a lungul timpului au călcat uneori deloc sau foarte rar prin județul Neamț. Adică pe la noi e prea puțin. Te contrazic aici. Da, Victor Ponta a venit mai des. A venit Victor Ponta, dar vreau să spun că în 1900 era prim-ministru Petre Roman, era prim-ministru când a organizat o reuniune de guvern. Erai micuță. Da. Dar în 90 și... cam, cred că 93, 94, 95 pe aici. În anii 90 și... Da, și cred că am găsit aici că era important câteva dintre lucrurile care s-au discutat. Da. Oportunități de investiții românești în Republica Moldova, precum și posibilitățile de continuare a colaborării în domenii ca IT, finanțe, justiție, afaceri și interne. În contextul ședinței comune au avut loc și întâlniri bilaterale între premierul Sorin Grindeanu și omologul său Pavel Filip, precum și între miniștrii români și omologii din Republica Moldova. Și mai era acolo ca o completare că se dorește cumva și o mai mare atenție pentru această zonă a României și anume Moldova, da? Și pentru Neamț, de ce nu? Pentru că am tot discutat noi că Moldova este cea mai sărăcită, cea mai vitregită și niciodată la noi nu a fost nici resursă financiară de autostradă și de investiții. Cred că aici trebuie să discutăm faptul că la un moment dat se vorbea, cred că în urmă cu o lună am mai pomenit noi despre asta, că se acredita ideea unei ședințe de guvern chiar la Roman. Da. Deci era bătălie între Roman și Iași. Și Iași a mai fost în discuție. Așa, iată că l-au pedepsit pe domnul Chirica. Eu spun așa, că să nu uităm că președintele Consiliului Județean Ionel Arseniu, eu cred că este destul de bine privit la București și să ne amintim că ori de câte ori avea o declarație că Sorin Grindeanu sau Dragnea, Arseniu era imediat în spate și era exact în toate cadrele, la toate televiziunile, în toate fotografiile. Și faptul că a reușit să-l aducă la Neamț,
E un succes din punct de vedere politic. Meritele da. Sale. Dar întrebarea, da. Dacă ții minte și de la conferința de presă, a fost aceea, crezi că printre ceea ce au discutat a fost pus pe tapet și proiectul cu noi sau de bea s-au găsit să le bage sub Da, cred că n-am avut timp de asta și de ce să mai afle și vecinii noștri din Republica Moldova că nu suntem în stare să gestionăm problema cu deșeurile. Cred că și într-o vizită atât de oficială nu trebuie vorba dumneavoastră să scoatem praful de sub covor. Noi, mai bine îl punem mai acolo. Bine îl așezăm bine, îl da. Așezăm mă uitam că mai sunt câteva evenimente importante ale săptămânii trecute, cum ar fi greva de la CFR. Acolo mi s-a și am găsit un articol bun al colegului de la Monitorul, al colegului nostru Tudor. Am văzut revoltă și prețelele de socializare și a unor așa zise personalități care erau așteptate la niște evenimente într-un alt oraș și trebuia să meargă cu trenul și au trebuit să amâne toate întâlnirile, toate ședințele. Păi, am văzut-o pe Mihaela Tatu, de exemplu, care trebuia să călătorească de la Oradea, de unde locuiește, ea fiind și mă gândeam că domnul Bulai așa, nu mai ajunge. Domnul Bulai nu mai ajunge acasă, domnul deputat Leoreanu nici el, că și el a mai mers cu trenul. Ei, da, da, acum nu mai merge domnul deputat. Și că doar o dată, ca să vadă cum e, nu? Nu mai merge. Și poate îl ia din nou domnul deputat Leoreanu. Asta e în articol. Scrie colegul nostru Tudor în Monitorul din data de joi 23 martie. Ministrul Transporturilor a primit 3 întrebări de la deputatul Laurențiu Leoreanu referitor la situația celor care lucrează în domeniul feroviar. Și să vedem și care sunt cele 3 întrebări. Ia să ajungem, ia să vedem. Parlamentarul a constatat că angajații din acest sector se confruntă cu mari dificultăți, pornind de la drepturi eludate încă de la începutul lui 2001, când s-a trecut de la grupa 1 de muncă la condiții speciale de muncă. Bun, și care sunt întrebările? Mai mult, școlile care ar trebui să pregătească noul personal din domeniu nu sunt atractive pentru tineri. Și în al treilea rând, parlamentarul a invocat condițiile meteo în care își desfășoară activitatea personalul însărcinat cu asigurarea siguranței feroviare. Deci, întâi de grupă, pentru pensionare în condiții speciale, mai apoi că tinerii nu mai sunt atrași de o astfel de meserie, să-i spunem, și în al treilea rând condițiile meteo în care își desfășoară, pentru că au apărut acele trenuri, vă amintiți, înghețate și cu zăpadă da, în compartimente. Da, era iarnă. Până la urmă, na. Oamenii au dreptul să facă grevă. Greva a fost la mediu, nu? Și da, la de garda de mediu. La garda acolo, de mediu. Iarăși. Gardă și cu CFR-ul. Acum am senzația că iată polițiștii din nou în stradă. Da, da, polițiștii la fel. Astăzi, joi. Nu, joi. Joi 23 la Piatra Neamț. Vreau să spun că astăzi chiar am discutat cu domnul Cănărău pentru o emisiune. Au primit și toate autorizațiile, de ce ei nu se lasă. Sunt convinși da, că trebuie da, să meargă mai departe. Polițiștii erau la București în fața Ministerului de Interne. Ministrul îl însoțea pe Grindeanu la Piatra Neamț, la ședința de guvern și pentru cine au făcut joi meeting-ul acela? Da. Eu am senzația că o bulibășală mai mare a salariilor ca în sistemul bugetar s-a ajuns la o nebunie totală în care femeia de serviciu are salariu mai mare da. Decât acesta, în care un șef de serviciu are un salariu echivalent cu a unui ales local. O nebunie totală, o nebunie, zic eu. Mă uitam că mai era o tragedie pe care o găsisem tot săptămâna trecută, o găsim pe un ziar local, faptul că un pacient a intenționat să se arunce de la etaj asta de la spital. Asta la spitalul Roman Bene da, și era destul de grav. Colegul nostru Alex Nistor făcea o bășcălie. Bun, am înțeles că bărbatul era alcoolic și era da. Cumva în sevraj da, pentru că nu putea să consume alcool. Da. Dar vă dați seama ce s-ar fi putut întâmpla da, dacă el își ducea... Asistenta, ci că asistenta a fost Am aici o declarație a medicului Maria Andriș pe subiect. Haideți să spunem câte ceva ca să nu... Da. Deci un bărbat de 54 de ani din Tămășeni, care a fost internat pe 19 martie la ortopedie cu fractură deschisă,
personalul medical i-a administrat medicația corespunzătoare și a luat măsurile. Fiind consumator de alcool, după câteva zile, corpul a intrat în sevraj pentru că nu a mai băut nimic. A devenit agitat și totul era să se încheie cu o nenorocire. S-a urcat pe pervazul geamului, a deschis geamul și a vrut să se arunce de la etajul 3. Asistenta a avut prezență de spirit și l-a prins la timp, evitând tragedia. A fost alertat personalul de pază și s-a sunat și la 112 ca să se intervină pentru că bărbatul era foarte agitat. Acum pacientul a fost transferat la secția de psihiatrie a Spitalului Roman și urmează un tratament specific. Da, vă dați seama ce ar fi însemnat să-și ducă intenția la bun sfârșit, era iar plin de presă națională aici la noi și iar ziarul de Roman. Iar Spitalul de Roman, care a fost în ultima perioadă în atâtea scandaluri în presa națională. Bun, da. Și acum te gândești, ai că un individ de asta, ce poți să-i faci, să legi de pat, îți vine presa și îți... E adevărat, dar să știți că au mai fost situații. Dar aici cred că e nevoie și de puțină bunăvoință din partea familiei. Dacă eu știu că am în familie un bunic, un străbunic, un tată, un frate, un unchi care are probleme, da, îl aduc pentru tratament, poate are probleme cu stomacul, poate, uite, și-a rupt un picior. Sunt conștientă că el o săptămână cât stă în spital nu mai consumă alcool și va intra în acest sevraj. Dacă într-adevăr vreau să-i fac un bine, pot să fiu de acord ca el să fie legat de mâini și de picioare de pat. Nu știu dacă e o soluție. Da, doamna Flora, da, s-a văzut. Vă spun eu că am văzut în multe spitale. Pe de altă parte, dacă el se aruncă de la fereastră și se sinucide, cine e de vină? Tot asistenta, că nu l-a păzit. Dar cred cât că, poate o asistentă? Cred că era mai bine să... sau varianta B, care s-ar putea să fie una mai sănătoasă, în momentul în care vezi că el devine agitat, o să trec la psihiatrie. Și acolo sunt alte măsuri, poate mai dure, poate, nu știu cum e bine, dar dacă el, ferească Dumnezeu, chiar se arunca și se nenorocea sau murea sau rămânea neom, mă gândesc că era un dezastru, un scandal. Mai avem tot săptămâna trecută despre lista ANL, lista finală, cu posibilii beneficiari de locuințe. Sunt vreo 96 de familii care așteaptă o locuință. Eu am stat de vorbă personală cu primarul Lucian Micu pentru că aflasem și de la locatul că în momentul de față nu era liberă decât o singură locuință. Ori vă dați seama, sunt 96 de familii care așteaptă ce? Că ele vor fi pe listă un an. Și dacă nu au speranța că vor primi o locuință, pentru ce se mai actualizează dosarele? Bun, mi s-au dat asigurări destul de ferme că așteptăm ultimele documente de la Agenția Națională pentru Locuințe și să înceapă... Romanul va începe în toamna aceasta construcția celor două blocuri ANL promise, 40 de locuințe. În toamnă, și gândește în toamnă. Dacă de bea în toamnă. Deci undeva în primăvară cred că ar putea ele să fie finalizate. Iar le fac la vreme de iarnă, iar da, o să probleme, vedem, o să întrebăm, poate avem, dar până la urmă e o speranță. Sunt 40 de locuințe care se vor face și am văzut chiar un interviu al City Managerului Ovidiu Bojescu care spunea totuși că ar mai milita pentru alte 3, să fie 2 plus 3. Adică ar mai pulsa și ar mai încerca să obțină încă 3. Și să știți că și e firesc. Pe de altă parte vreau să spun că toți cei care se duc la aceste ANL-uri sunt nemulțumiți da. Quantumul chiriilor și despre asta spunea primarul Micu ceva, că o să vorbească să se revină, da. Da, pentru că iau centralele acelea comune și e foarte dificil, cel de la parter poate vrea 26 de grade, cel de la etajul 4 vrea mai puțin, sunt și copii mici acolo. Am trecut peste un subiect care mi s-a părut foarte... Cu ANL-urile zic eu că am terminat. După da, mine nu am, sunt am terminat, da. Atractive. Te aduce la un eveniment la care am fost, am participat. Este vorba, și chiar am transmis în direct, este vorba de acel regal cultural care a avut loc la Teatrul Tineretului în 23, când Adriana lui Gheorghe a reușit să o aducă. Era chiar de ziua poeziei. Cred că pe 22 a fost miercuri. Joi a fost 23 martie. Da, atunci, miercuri ați fost, da, pe 22 martie. Da. 22 martie la Teatrul Tineretului. Vreau să spun că a fost un regal. Dimineața a participat la statuia lui Eminescu. Noi am transmis în direct de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. A fost extrem de interesant. Sală plină. Trebuie să vă întreb dacă ați văzut tineri în sală.
foarte mulți tineri însoțiți de profesori. Asta e surprinzător. Deci erau cu profesorii. Dar vor fi venit de bună voie sau siliți. Nu, că a fost destul de interesant. Da? Ei, aici întreabă-mă cine a reprezentat, că era un proiect așa comun cu cei din Consiliul Județean Ghiș. Cine l-a reprezentat pe domnul Arsenie? Cred că doamna Oana Bulai. Nu. Nu. N-am văzut picior. N-ați văzut. Viitor country manager. Nu. Nu știu, nu-mi trece prin minte. Vicele? Cine răspunde de cultură? Laurențiu Dulamă. A, domnul Dulamă, da. Întreabă-mă cum era îmbrăcat. Cum era îmbrăcat așa? A doua zi. Mai casual, cred că, mai de duminică, mai de o ieșire în parc. Nu, era destul de călduț în sală, era într-o pereche de blugi, așa a urcat pe scenă. Da, o fi fost doamna Flora Blugi din aia care costă. Nu mi s-a părut. Nu mi s-au părut așa și o căbașă dungată. Ea a oferit doamnei Iana Blandiana un discurs scurt. Și asta a salutat în numele Consiliului Județean Prezență și a oferit o plachetă. Au fost de față criticii Vasile Spiridon, Adrian Jicu, Adrian Romilă și Teodora Stanciu. Teodora Stanciu este un jurnalist foarte apreciat la Trinitas, la televiziunea Trinitas. Da, cu aici. Specific religios. Și fiecare din ei a făcut o prezentare Anei Blandiana, după care s-a conceput manifestarea ca o suită de întrebări adresate poetei și vreau să spun că era extrem de emoționată, uneori gâtuită de emoții din acestea. După aia au fost iar acolo ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că a fost una din Duo Melos, nu mă știam cum, da. Este vorba de acea filială despre o, nu știu dacă se cheamă formație, era, deci duo, erau doi, Duo Melos, o chitară, știu sigur că sau poate formație era corală. Formată din profesorii Constantin Andrei, nu. Nu, nici măcar, nu. Chitară, nu. Constantin Andrei și Titus Fluieraș și au prezentat un moment de muzică clasică. Vreau să spun că extrem de emoționată Ana Blandiana. Noi am plecat exact la o oră de la desfășoarea, că atât contractasem noi bandă să putem transmite. De la asta, când a început ea să recite din propriile poezii. A doua zi, în ziua următoare, acești Duo Melos, doi au cântat de data aceasta la undeva la Hotel Central, deci iar au avut un recital. Iar iată că în aceeași zi cu Guvernul României au continuat la Roman, la bibliotecă, manifestările legate de acele conferințe ale ziarului Ceahlăul. Extrem de interesant și acest eveniment. Eveniment. Eu mă bucur să spuneți că a fost un public numeros și că au fost și tineri acolo. Eu personal mă îndoiesc că au venit neapărat de bună voie. Mulți mai vin și pentru că așa le indică domnii profesori și pentru că nu, era un soțit de... Era un soțit, da. De ce era un soțit? Mă gândeam acum că am trecut cumva de evenimentele săptămânii trecute și n-am discutat despre ziua poliției. Pe 25 martie a fost, știți de ce? Pentru că aș vrea să subliniez faptul... că după vreo 3 ani de când în centrul Romanului Nou au mai fost manifestări de ziua poliției, iată că anul acesta au reușit. Pentru că de obicei toate manifestările erau direct la Piatra Neamț, acolo se întâmplau toate lucrurile, la Roman nimic, pe motiv că nu sunt bani pentru a susține aceste activități.
Așadar, vineri pe 24 martie, polițiștii romașcani au fost prezenți în piața Roma în Vodă, în intervalul orar 12-14. Acolo au organizat standuri de prezentare și demonstrații cu câinii de serviciu. Tot vineri dimineață la ora 10, ei au participat la o acțiune de plantare pomi, undeva în zona Ion Creangă, pe marginea râului Siret. Iată cum suntem invitați să luăm și noi parte la aceste activități, dar când e vorba de a da un sincron la locul unui accident, suntem direcționați repede la purtătorul de cuvânt, nici un polițist de la rutieră nu mai spune nimic, nu mai poate. Da, una peste alta, transmitem și noi cu întârziere la mulți ani poliției nemțene. Iată, s-au făcut 195 de ani de la atestarea documentară a poliției române, sărbătoare care, spuneam, a fost deja marcată. Da, cam asta e și cu poliția, ne bucurăm. Bun, cât o mai avem? Și la Roman. Mai avem, spuneam că trecem la consilierii județeni și luăm cazul cu Ani, al domnului Eduard Da, Cădunea, păi să ajungem, când ajungem și vorbim de averea. Primul este în română alfabetică, penelistul Catrinei Dumitru. Așa. Declarația dată din 15.08.2016, deci atacuși are un an, are un apartament în Roman achiziționat în 1997, un autoturism Ford din 2006, un Mitsubishi din 2011, soția dispecer Rosal 17.150.000 de lei, domnul Titi a Catrinei lucrează în costare întors la locul de muncă, agent asigurări, are 153 venitul anual 153.446 roni. Așa, iar la declarația de interese avea membru a biroului permanent PNL. Ți-l lăsi pe domnul Corduneanu. Dacă îl și găsesc, eu am, dacă nu, am articolul cu războiul Ani. Bun, atunci să vă completez, domnul Eduard Corduneanu, declarația dată în 14.08.2016, are un teren forestier achiziționat în 1993, 10.000 de metri pătrați, este un intravilan în 2002, 700 metri pătrați. Toate amândouă sunt din vânzare-cumpărare. Am mai găsit în declarația domniei sale de avere o casă de locuit de pe strada Griviței din Roma, cumpărată în 2002, de 140 metri pătrați, mărișoară casa. Are depozite bancare încă din 2007, 180.000 de roni, dacă am spus eu bine. Așa, în 2010 iar mai are de 170.000, 2013 10.000 de euro, de 1 euro, 2014 200.000. Nu are datorii. Era la vremea când a dat această declarație de avere, era încă director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului, unde avea un venit de 35.044 ori. Da, deci să spunem că toate acestea sunt venituri anuale. Soția, doamna Dana, este director general la Smirodava, cu un câștig, probabil tot anual, 51.352 de roni. Așa, doamna Dana este și la Rosal SRL. Am găsit aici consultant IT, de unde a câștigat încă 55.897 de lei. În declarația de avere îl găsim la AGA, în AGA HCM. Da, haideți să vedem ce e cu Ani. Între timp, aici să deslușim și misterul acestei. Știți cum e? Mă gândeam că tot mai sfânt e să-ți notezi pe agenda decât să folosești tehnologia. Deci, așadar, Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe consilierul județean Eduard Corduneanu, fost director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului. Ani a constatat faptul că el s-ar afla în stare de incompatibilitate în perioada 6 mai 14 iulie 2017
2016, ca urmare a neîncetării raportului de serviciu pe durata campaniei electorale pentru alegerile de pe 5 iunie, respectiv după validarea mandatului de consilier. Și acum avem citat din ceea ce spune Ani, persoana evaluată a încălcat dispozițiile articolului 34, aliniatul 2 și 3, din legea 188 din 1999, potrivit căruia înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea în condițiile legii a raporturilor de serviciu. Înalții funcționari și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea în condițiile legii a raporturilor de serviciu, a mai anunțat Ani. Eram curioasă dacă avem vreo declarație a dumnealui. Da, avem o declarație. Și e bine să spunem ce a declarat. Iată colegului nostru, da. Tudor Ciubătaru. Iată, Eduard Corduneanu a susținut că va ataca în instanță decizia explicând cum a procedat în perioada incriminată. Spune Corduneanu, am fost suspendat în perioada de campanie, n-am luat bani, acum este doar dovada că sunt sancționați cei care au respectat legea. Eu nu am venit la serviciu, nu am semnat niciun document și nu am încasat niciun leu. Mă refer aici la perioada lunii mai de campanie. Ulterior, nu am devenit efectiv consilier județean decât în momentul validării voturilor, adică pe 4 iulie. Așa s-a întâmplat la Neamț, așa spune legea 215, care de pe 4 iulie îmi dădea 15 zile să ies din incompatibilitate, adică să optez dai între cele două, de corect. Cele două funcții. Am făcut acest lucru 9 zile, am dat toate actele, dar probabil cei care nu s-au suspendat trebuie lăsați în pace, iar cei care au făcut-o să fie puși pe drumuri. Am făcut ce spune legea. Acum eu pot ataca un comunicat de presă, aștept să fiu înștiințat în scris, iar apoi voi vedea la care dintre instanțe trebuie să mă adresez. Probabil, faptul că am respectat legea nu e de bine la noi. Nu trebuia să mă suspend, nu trebuia să nu vin la treabă, nu trebuia să procedez așa, spune Corduneanu. Da, da, mă rog. Colegii noștri mai vorbesc că ar fi o recidivă undeva în ziarul Ceahlău domnului Bălănescu, ăla, da, care e împreună cu, că eu totdeauna le confund pe amândouă. Da, fiind două. Da, vorbea despre o recidivă a, poate găsești acolo. Ia să caut. Așa, sau mi se pare că și în Mesagerul, că cam articole de acest gen sunt comune, vorbea de faptul că domnul Corneana a mai fost găsit odată incompatibil. De altfel, acum nici nu mai era la Agenția de Mediu, acum avem este despre la ADI Agva Neamț. Da. Da, este ia să vedem dacă director. Ei, eu aici zic că e o făcătură. Tare mi suspectez eu pe liberali de este o revanșă a liberalilor, care din când în când așa mai mai fac o nefăcută din asta de a pune vorba domnului Corneanu pe drumuri oamenii. Deci avem pe prima pagină despre vizita lui Grindeanu, dar cred că vorbim de două ziare Ceahlău diferite. ZTH-ul ăla. Pe ăsta trebuie să-l caut. Da, pe ăsta, da, ia acolo am văzut o gata, cred că am găsit, ia declarație. Să trebuie să găsim. Ce avem? DICOT a început ședința, 6 motive, înscrieri. Ia, încearcă pe Mesagerul atunci. Ia să vedem, 6 motive, înscrieri, ziua poliției, la Neam, Sorin, prefectura. Nu, nu găsesc aici. Ia, ia să vedem pe Mesagerul. Pe mesagerul. Ca să mergem direct, da, la sursă, ca să nu vorbim de pe... Da, bun, chestia că din când în când, ideea e că din când în când și-o mai fac între bun, ei. Bun, încă mai rămâne și se mai întreabă lumea ce s-a întâmplat și în cazul lui Lucian Micu, că la un moment dat și el a avut ceva probleme fiind în Consiliul de Administrație la spital. Nu? Acolo mi s-a părut o prostie imensă. Imensă. Pentru asta și eu, dacă ții minte, tu la o conferință de presă, era încă primar Dan Laurențiu Leoreanu, deputatul Dan Laurențiu Leoreanu, când eu am întrebat în mod expres, domnule, dacă știu că există aceste situații, unde sunt acei specialiști din primărie, acei consilieri pe probleme juridice, și să te tragă de mânecă. Ce a făcut domnul secretar Carnariu, care mai era că și iese la gata, pensie. Am găsit, Eduard Corduneanu recidivează în incompatibilitate. Imediat. Am găsit.
și se încarcă ca să vedem la ce face referire. De asta spunem eu că e așa ca din când în cât, când într-o tabără, da, când alta, gata, se tot hărțuie cu aceste comunicate anii. Să vedem când a mai fost în această perioadă de pentru a ne aduce aminte. Domnul Corduneanu are experiențe anterioare cu Agenția de Integritate. Pe 1 februarie 2010, instituția anunța concluzia unui raport de evaluare din noiembrie 2009, care constata faptul că domnul Eduard Corduneanu se află, începând cu data de 4-6-2009, în stare de incompatibilitate, întrucât deține simultan funcția de director coordonator al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și cea de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu dispozițiile legii 144 din 2007 republicană. Deci atât tot aceeași hărțuială, da, în Consiliul Județean. Da, atunci Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire la posibilă nerespectare de către domnul Corduneanu a regimului public al incompatibilităților. Mă rog, procedura a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile, domnul Corduneanu fiind informat cu privire la declanșarea procedurii de verificare, precum și asupra drepturilor sale de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului. În urma verificărilor s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului Corduneanu. Și cum s-a întrucât acesta deține atât funcția așa. Mergând mai departe, de asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului face parte din categoria serviciilor publice de concentrate ale Ministerului Mediului. În termen de 15 zile de la data comunicării așa, agenția își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității. Mă rog. Și într-un final, actul de constatare a incompatibilității de atunci a rămas definitiv pe 16 martie 2010, fiindcă domnul Corduneanu nu a contestat raportul emis de ani în contencios. Nu, în termenul legal. Deci el a rămas cu starea de incompatibilitate. Bun, nu pare din ce în ce mai neclară situația. Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, a fost supus atunci controlului judecătoresc. Da, da, deci nu renunță că starea, deci actul de constatare a incompatibilității a rămas definitiv. Cine i-a făcut-o și cu ce scop? Vă amintiți că la un moment dat, când noi ne chinuiam, noi cei de la Roman, să ne dăm seama după plecarea lui Laurențiu Leoreanu de la primărie la Camera Deputaților, noi ne chinuiam să găsim un candidat al PSD-ului și la un moment dat a existat printre listele acestea, da, printre și persoane, numele și numele lui Eduard Corduneanu. La fel cum el a fost în cărți și pentru a fi președintele organizației de la Roman, că, a PSD, că se vorbea despre retragerea lui Manoliu, care e senator, da, și a atins țelul și... Da, nu știu dacă s-ar fi putut sesiza cineva încă de atunci, gândindu-se că totuși Corduneanu ar putea să fie un jucător bun dacă intra în campanie electorală. Totuși el are o experiență, cunoaște niște lucruri, este pregătit, nu știu dacă are sau nu legătură, dar nu văd, adică cine ar fi și putut. Și apropo să... de asta, eu deci, am clar zis că intru în joc care între aveau... liberali. Exact, singurii care aveau un interes erau liberali. Și apropo de liberal, iată, s-a intrat într-un imens scandal, autoritatea electorală permanentă a găsit mari nereguli în ceea ce privește organizarea campaniei electorale la nivel central. Ții minte că la un moment dat liberalii apăruse cu acest banner cu Cioloș. Da. Apropo de Cioloș, care a fost și în Tărășenia de la Bruxelles, da, acolo în cercul făcut de Monica Macovei la Bruxelles. Ei, toate aceste, ei au contractat un serviciu la nivel central, un serviciu de servicii publicitare și au, pentru același banner, au trimis facturi la toate filialele din țară și a ieșit aici un scandal imens și se pare că nu își vor primi înapoi banii de campanie. Da, să le plângem, mă gândeam că cei de la Neamț am văzut că au alte preocupări. Deputatul, da, Leoreanu cu Cosmanciuc pe la toate comunele fac alegeri, se alege, bine că așa încep dumnealor reformarea, da, rebranduirea partidului, ne spunea domnul Țapu, de jos în sus și nu
voi invers. Apropo, l-am văzut la tine pe domnul Țap într-o emisiune cu foarte, foarte albit, cu o barbă albă. Cu o barbă albă, da. Nu știu, acum știți, părul acesta alb poate să fie nu motiv de îmbătrânire, motiv de înțelepciune. Da. Înțelepciune căpătată. A coborât în timp, înțelepciunea cu zorbul în organizația PNL. Da. Și aveam acolo doi candidați, nu? Pentru președinția PNL. Era domnul Predoiu, cred și domnul, mai era cineva, cred că domnul Ludovic Orban. Da, și Ludovic Orban la nivel central. Dar și liberalii care au rămas liberali dintotdeauna, vă dați seama că nu prea agrează varianta cu Predoiu. Predoiu fost pedelist, atât de apropiat de Elena Udrea. Că l-am tocat pe domnul Corduneanu, deci domnul Corduneanu era destul de optimist. Hai să mai luăm un consilier pe Glumezescu. Știi cine e Glumezescu? E fiul primarului de la Bozien. Da. Are terenuri, intravilan 1907 metri pătrați cumpărat, un forestier 3 hectare cumpărat, un teren agricol în 2062 cumpărat, are casă în comuna Bozieni, 194 de metri pătrați, măricică, spațiu comercial 6 metri pătrați cumpărat prin licitație. Ce să mai spunem, doamna Flora, tatăl este primar de 20 de ani, primar acolo, de viață. Așa venitor. Lucrează la primăria Bozieni, este șef SUSV, deci ăsta cu... Serviciul voluntar pe situații de urgență. 16.200 de lei. Glumezescu a mare probabil soția, e la Neamț. Glumezescu Florin are niște venituri de la APIA, nu declară nimic la interese. Mai avem timp să o facem și pe doamna Iusciuc? Nu mai avem timp, ne face colegul semn că trebuie să ne oprim, da. Ne oprim săptămâna viitoare de acum. Cu evenimente mai multe și o să vedem cu ce ne-am ales de pe urma vizitei domnului Grindeanu la Neamț. O zi bună, stimați telespectatori! La revedere!